Conferința din seara aceasta poartă titlul Hristos și civilizația libertății, drumul de la constrângere la conlucrare cu Dumnezeu. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența la această conferință și de asemenea am privilegiu să îi mulțumesc și să-i spun un bun venit domnului Teodor Baconschi, care este cu noi împreună în seara aceasta. Aș dori să îi spunem un bun venit călduros domnului Teodor Baconschi. Așa cum aminteam, este cea de-a treia conferință Edictum din acest an universitar. Scopul întâlnirilor noastre, scopul conferințelor pe care le organizăm, este cuprins cel puțin în două idei majore. În primul rând, dorim să aducem în spațiu public, în cadrul universitar, discuția despre valorile creștine, ideea existenței lui Dumnezeu, într-o perioadă ca și aceasta în care valorile creștine sunt tot mai puțin asumate. Observăm cu îngrijorare în diferite domenii ale existenței, existenței colective, politic, social, cultural, educațional, cum s-a eliberat parcă treptat de creștinism toate aceste întâlniri care ar trebui să aibă în centru valorile creștine, pentru că trăim într-o țară creștină, trăim într-un spațiu european care și-a pus bazele pe valorile iudeo-creștine. Mai mult, vrem, prin tot ceea ce organizăm, prin aceste conferințe, să ne unim eforturile umile, de altfel, dar consecvente, pentru a crea cel puțin acel cadru în care să se nască întrebări referitoare la Dumnezeu și la valorile creștine. Conferința din seara aceasta poartă titlul Hristos și civilizația libertății, drumul de la constrângere la conlucrarea cu Dumnezeu. Omul de când se naște până moare este înclinat parcă să trăiască în ignoranță, prin urmare în păcat. Starea aceasta a omului, a mea și a întregii rase umane, conferă omului un statut de sclav, de rob, al propriei ignoranțe, al păcatului, un statut pe care Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a creștinătății, îl descrie ca vrășmaș al lui Dumnezeu. Acest statut de rob, de vrășmaș al lui Dumnezeu, poate fi schimbat într-un om liber, transformat de Dumnezeu prin Hristos, printr-o hotărâre personală, fermă, în credința în Domnul Iisus Hristos. Vreau să citez doar un verset din Sfânta Carte. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 36, traducerea sinodală spune așa: dacă Fiul, cu referire la Hristos, vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr. Dacă Hristos ne eliberează, atunci într-adevăr suntem liberi. Adevărata libertate, pentru că despre aceasta se va vorbi în seara aceasta, este dată de Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, așa cum citam mai adineaori: dacă Fiul vă face liberi, liberi veți fi în adevăr. Și libertatea asta e garantată oricărui om. Mai mult, adevărata libertate cred că e dobândită și poate fi dobândită doar prin cunoașterea adevărului. Cei care sunt robi, într-un fel sau altul, sunt robi pentru că nu cunosc adevărul. Tot Mântuitorul spunea: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi sau slobozi. Și tot El, Hristos, spunea: eu sunt calea,
adevărul și viața. Prin urmare, adevărata libertate este dobândită doar prin cunoașterea adevărului și prin ascultare de Hristos, și adevărata libertate cred că are ca rezultat într-un mod special eliberarea de păcat, pentru că mai adineaori citam din Sfânta Carte că păcatul ne ține robi și de asemenea libertatea ne eliberează de ignoranță, de neștiință, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Libertatea înseamnă să nu ai motive să fugi de Dumnezeu până la urmă. Drumul de la constrângere la conlucrarea cu Dumnezeu. Această temă va fi prezentată de invitatul nostru, domnul Teodor Baconschi, diplomat, scriitor, fost ministru de externe al României. Dumnealui este doctor în antropologie religioasă și istoria comparată a religiilor al Universității Paris Sorbona 4. Are o carieră în diplomație, nu voi intra în detaliu, mai comprimat. Da, doar atât aș aminti. A fost ambasador la Sfântul Scaun, la Vatican, în Republica Portugheză, în Republica Franceză. Un om cu o vastă activitate diplomatică, fost consilier prezidențial, fost ministru al afacerilor de externe, are multe publicații, nu le voi enumera aici, nu prezint nicio carte. La final veți avea ocazia să găsiți câteva cărți scrise de dumnealui la standul librăriei Humanitas, iar după această întâlnire veți avea ocazia să luați și un autograf de la invitatul nostru. În cele ce urmează, îl invit aici în față pe domnul Teodor Baconschi să ne încânte cu prelegerea despre Hristos și libertate. Iar dacă pe parcursul întregii prelegeri se nasc anumite întrebări, le puteți scrie pe o foaie și să le trimiteți în față, iar la finalul prelegerii va fi o sesiune de răspunsuri. Încă o dată mulțumim pentru acceptul din noi. Bună seara tuturor! Mă aflu nu pentru prima dată în această sală foarte elegantă, care e un receptacol tradițional pentru elita clujeană, și sunt în fața acestei elite extrem de exigente, sper să nu vă dezamăgesc gravisim. Mă bucur și mulțumesc celor de la Edictum Dei pentru invitația pe care mi-au adresat-o, am acceptat-o cu mare plăcere, dar și pentru întregul ciclu de conferințe pe care îl organizează, asigurând studenții clujene și nu doar din sfera umanistică ocazia unor întâlniri, cred eu, importante cu oameni care probabil au ce să spună, ce să comunice. E adevărat că suntem împresurați de comunicare, există o inflație comunicațională, există un verbiaj, o vibrație permanentă dinspre media, suntem copleșiți de o masă de informații care pune la grea încercare discernământul nostru critic. Avem întotdeauna nevoie să separăm din această masă, să extragem lucrurile care sunt cu adevărat importante, lucrurile care ne privesc intim, lucrurile care ne pot modela percepția asupra lumii și până la urmă conduita zilnică în comunitățile din care facem parte. O să vă cer voie să mă așez nu pentru a fi mai catedratic, ci pentru a nu sacrifica prea mult gravitației. Ce vreau să vă spun este că am ascultat introducerea. În linii mari subscriu la această perspectivă și cele ce vă voi spune în seara aceasta se subsumează unei perspective apologetice. Într-adevăr, sunt un apărător modest, dar obstinat al civilizației creștine. Consider că e o mare onoare să faci parte din civilizația creștină. Socotesc că civilizația creștină, care continuă să ofere decorul vieții euroatlantice în toată emisfera nordică și în tot ce înseamnă Occident, incluzând aici aliații australi ai Americii, toată această civilizație e
nemijlocit inspirată, fertilizată, fecundată ideatic, intelectual, artistic de către în jurul Revelației creștine, și ipocrizia de a nega această evidență ne costă un soi de amnezie colectivă. Și cu amnezia trebuie să ne luptăm. Până la urmă, în ziua de astăzi, dacă vreți, există un fel de eroism al actului de cultură, și el e tocmai un eroism al luptei cu amnezia dirijată, cu amnezia comandată ideologic, cu amnezia pe care suntem invitați să o îmbrățișăm ca pe un fel de fatalitate. Ori, eu cred că tocmai memoria creștină a fiecărei generații este esențială pentru continuitatea din sânul culturii europene, și vedem astăzi că această cultură este nu doar invidiată, ci și asediată, supusă unor teste de stres terorist, cât se poate de apropiate de noi, cu reverberații pe tot continentul, care creează în noi înșine un sentiment de nesiguranță generică și de defetism uneori. Ei bine, cred că cel mai bun mod de a prezerva identitatea creștină din care facem și noi parte este tocmai studiul tradiției creștine, studiul neinhibat ideologic al acestei tradiții, continuitatea intelectuală a acestui patrimoniu bimilenar, extrem de divers. Suntem invitați în fel și chip astăzi să simplificăm, să lucrăm cu stereotipuri, cu locuri comune comode, cu clișee și cu reducții intelectuale. Mi se pare că trebuie să reabilităm noțiunea de efort, noțiunea de travaliu intelectual, de cucerire a înălțimilor pe care le-am pierdut. Pentru că ne complacem totuși în această civilizație a spectacolului, cum zice Mario Vargas Llosa, într-un soi de complicitate cu mediocritatea dominantă, cu tonul călduț, cu renunțarea facilă și cu generalizarea principiului minimului efort. Pentru că mi se pare mai degrabă opțiunea cea mai rațională, deși nu este. Pentru cultura mare trebuie să te zbați, pentru memoria creștină trebuie să lupți, ca și cum ai duce un fel de luptă eroică, pentru că nu e o chestie subînțeleasă. Acum, venind mai aproape de ce ne-am propus să abordăm în seara aceasta, ziceam că sunt în mare de acord cu ce a spus domnul Bujeniță înaintea mea. Totuși n-am o perspectivă. Dânsul are toate certitudinile. De ce să ne mai întrebăm, să ne mai punem întrebări în jurul conceptului de libertate, dacă avem deja răspunsul? Eu aș spune că libertatea, fiind o problemă de antropologică și filozofică, este categoric insolubilă. Putem să aproximăm anumite și să lucrăm cu anumite definiția ei. Dar asta nu înseamnă că am epuizat misterul. E mai degrabă un fel de himeră care traversează istoria colectivităților umane pe toate meridianele, un fel de aspirație, uneori tematizată ca ideal social, alteori ca formă de emancipare politică față de o dominație străină sau față de o guvernare despotică. Dar cert este că niciodată în timp și spațiu nu putem să surprindem o constantă a ideii de libertate. Libertatea are o geometrie variabilă, o semantică, în plină dinamică, e percepută, definită și instrumentalizată foarte diferit la diferite registre ale vieții umane. Una e să vorbești despre libertatea lăuntrică și spirituală, alta e să vorbești despre libertatea socială ca acces la un pachet de drepturi civile distribuit tuturor, alta e să vorbești despre libertatea ca emancipare politică într-un context totalitar, așa cum a fost acela în care s-a aflat și România până acum un sfert de secol. Deci trebuie să fim din capul locului conștienți că există această diversitate de definiții, aplicații, de implicații conceptuale acestui concept și să ne acomodăm cu gândul că e o problemă pe care rațiunea investigatoare
cu mijloacele filozofiei, ale reflecției metafizice, nu o va epuiza prea curând. Și e bine să fie așa, e o problemă deschisă. E o problemă pe care o transmitem, de fapt, din generație în generație, pentru că ce ar fi o generație umană care a încetat să reflecteze asupra libertății? Cred că ar fi o generație care ar cădea în cea mai teribilă formă de captivitate, pentru că ar fi o captivitate bazată pe autosuficiență, pe certitudini idolatrizate, pe un soi de fundătură care devine consens pentru construcția identității politice într-o asemenea societate. Nu mai vrem așa ceva. Vă aduc aminte de comunism, nu pentru că sunt, ca orice om din generația mea, obsedat de urmările lui, ci pentru că dumneavoastră sunteți suficient de tineri în medie, în această sală, pentru a nu-l fi trăit și pentru a lua libertatea de care vă bucurați drept ceva subînțeles. De pildă, libertatea de a participa la o conferință anunțată pe Facebook sau pe un afiș în fața acestei săli, e bine, nu e deloc inerentă treaba asta. Libertatea, din punctul meu de vedere, deși seamănă cu sentimentul pe care îl ai când ești conștient că ești viu, că trăiești, ți se pare ceva inerent, subînțeles, natural, care nu merită niciun fel de reflecție, e bine, de fapt, statistic, la scara mare a istoriei panumane, libertatea e un accident. E pur și simplu cât o digresiune fericită. Regula care ne induce un anume pesimism istoric este că societățile umane au fost cu precădere aservite. Indivizii din diversele societăți cunoscute, în cei 10.000 de ani care formează convențional istoria lui Homo sapiens sapiens, au fost majoritar, copleșitor, sub semnul servituții. Și uneori, sub semnul servituții voluntare. Pentru că, așa cum ne spune Étienne de la Boétie, marele prieten al lui Montaigne, cel mort prea devreme și de moartea căruia Michel de Montaigne nu s-a consolat niciodată, e bine, Étienne de la Boétie a scris acest text pe care vi-l recomand, cred că a fost și tradus în românește, un discurs despre servitutea voluntară. Ce e servitutea voluntară? Este realitatea care face din om mai degrabă un sclav de bunăvoie, pentru că libertatea este, în primul rând, o povară. Libertatea este responsabilitatea de a face opțiuni, de a-ți asuma consecința fiecărei opțiuni. Și, din păcate, trebuie să admitem că majoritatea semenilor noștri se află în situația de a alege mai degrabă alte valori decât libertatea. E mult mai politic corectă și mediatic prizabilă egalitatea, care alimentează în zilele noastre atâtea forme de populism și de demagogie. Foarte multă lume preferă securitatea libertății. Ar spune, prefer să nu sar în aer când mă duc cu metroul cu copilul la școală, decât să știu că toate libertățile mele civice sunt intacte. Deci, e o marfă rară, e un fel de paranteză privilegiată, zorii libertății tot apar, dar se mișcă odată cu orizontul. În realitate, s-ar putea ca libertatea de care beneficiem acum, în această clipă din fluxul mare al istoriei umane, 25 de ani înseamnă aproape nimic, să nu fie atât de durabilă pe cât ne imaginăm sau pe cât credem. Pentru că există forțe iraționale, stihiale, sunt subconștientul colectiv, există un demonism subteran al conștiinței umane, care continuă să fie o conștiință păcătoasă, o conștiință a omului căzut în păcat original, care ar putea să redeclanșeze demonii care duc la suprimarea libertăților. Nu suntem de-a pururi în democrație, nu suntem liberi din punct de vedere exterior, civil, democratic, prin vreun contract etern. Și asta ar fi bine, cred, e un avantaj tactic să acceptăm fragilitatea libertății noastre. Dacă privim libertatea de care dispunem ca pe un bun evanescent, ca pe un bun fragil,
ca pe un bun care merită protecția noastră, atunci cred că începem să înțelegem de ce o reflecție asupra libertății este necesară în orice moment, nu numai la această seară. Ar trebui să fim conștienți, deci, de faptul că libertatea noastră de zi cu zi s-ar putea termina printr-o cotitură dramatică, spectaculoasă și negativă a istoriei colective. Nu putem băga mâna în foc, că nepoții noștri vor profita de o ambianță socială la fel de deschisă, bazată pe drepturile omului și pe toate aceste dobândiri creștine care schițează portretul unei civilizații panumane în secolul 21, când, odată cu globalizarea, s-ar creiona și această perspectivă de a unifica, în sfârșit, civilizația umană, de a depăși clivajele clasice dintre marile religii și marile civilizații. Din păcate, nu suntem acolo. Optimismul legat de sfârșitul istoriei este contrazis de cronica cotidiană, de buletinele de știri. Suntem mai degrabă într-un moment de cumpănă când echilibrul intercivilizațional e gata să se rupă. Suntem într-un moment în care tensiunea dintre monoteisme în jurul Mediteranei, bunăoară, stă să explodeze. Și nu știm dacă această explozie va avea loc prin voința politică a vreunui guvern sau unei grupări și așa mai departe, sau prin ceea ce se cheamă o lebădă neagră. S-ar putea să existe un butterfly effect care să măture pur și simplu orânduirea europeană așa cum o știm. Anul ăsta nu vreau să vă, în niciun caz să semăn semințele vreunei panici colective. Nu sunt Orson Welles, care simulează la radio în anii 30 o invazie extraterestră, dar pur și simplu trebuie să fim atenți la ce se întâmplă. Pentru că există și un discurs apocaliptic legat de sfârșitul Occidentului. Occidentul și anunță propriul sfârșit, cel puțin de la Spengler încoace, dar există și niște date concrete de tectonică geopolitică suficient de grave pentru a ne pune pe gânduri sau pentru a ne obliga să intrăm într-un soi de alertă, inclusiv spirituală. O întrebare legată de libertate, de conceptul de libertate, este dacă el este, așa cum îl gândim noi, un bun intelectual generat în civilizația occidentală și exportat în alte civilizații. Înclin să cred că da. Și să spun că, într-adevăr, avem ca euroamerican copyright pe conceptul de libertate. Fie el preluat din engleză ca freedom sau liberty, deci din vechea engleză sau din franceza veche, depinde. Dar, în orice caz, ce am găsit scanând marile sisteme simbolice non-occidentale, deci în trecând în revistă chestiunea libertății în marile religii organizate, constituite, constat că în afara monoteismului iudeo-creștin nu prea există decât noțiunea de eliberare, care nu e tot una cu libertatea. Și în jainism, și în budism, și în alte religii asiatice, într-adevăr apare mai degrabă această noțiune de eliberare, care e gândită într-un fel de, ca un fel de eliberare de ciclul câtva infernal al reîncarnărilor, sau eliberare din această închisoare care este trupul suferind, din condiția însă și a suferinței, care este pentru budiști esența oricărei vieți terestre. Deci n-ar trebui să facem un amalgam conceptual între eliberările acestea din religiile
non-soteriologice, uneori care nici n-au Dumnezeu. Budismul e un ateism, de fapt, din Asia, din area asiatică, și libertatea, așa cum este concepută, trăită și uneori instrumentalizată ea în area creștinismului. Aici revin la ce spunea domnul Bujeinți, apropo de Hristos ca, încarnarea adevărului. Da, cred că libertatea, așa cum o concepem noi, este una dintre consecințele majore ale noțiunii de persoană, care, preluată din vocabularul grecesc al filozofiei grecești, devine în creștinism central pentru antropologia la care încă subscriem. Trebuie, libertatea nu poate fi concepută decât în termeni personaliști, decât într-o antropologie bazată pe caracterul de imago dei al persoanei umane. Deci fiecare chip uman este un chip al lui Dumnezeu, are vocația de a crește într-o formă spirituală pentru a spori asemănarea dintre Dumnezeu ca prototip și acest chip al care suntem, pe care îl purtăm fiecare. Nu e neapărat vorba de chipul nostru la nivel fizionomic, dar este vorba de această amprentă irepetabilă, ireductibilă, unică, așa cum sunt amprentele noastre digitale, nu? Cu același material genetic reușim, adică asistăm la miracolul permanent al unei diversități umane inepuizabile. Pur și simplu fiecare dintre noi, de-a pururi, atâta vreme cât va subzista omul, va fi unic și irepetabil, ceea ce este într-adevăr mai mult decât miraculos. Ei bine, cred că avem această geneză creștin-evanghelică a noțiunii de libertate legată de conceptul acesta de persoană, numai în măsura în care ești persoană, intri în contact cu altă persoană și stabilești relații care pot duce la sclavie sau la libertate, pot duce la iubire sau la ură, pot duce la procreație sau la distanțare, deci toată gama aceasta, tot evantaiul de posibilități în materie de relații interpersonale, toate astea sunt resurse filozofice și antropologice pe care creștinismul le pune în cea mai bună lumină, le dă o demnitate filozofică, metafizică, le pune, dacă vreți, la baza tuturor construcțiilor teologice, la marilor sisteme semiotice prin care Occidentul, în sensul larg pe care l-am definit, le-a folosit de-a lungul a ultimelor 20 de secole. Deci, cred că nu cred că omul european cu acest bagaj în spate e mai bun. Căderea omului este o fractură ontologică, nu ține de o arie culturală sau civilizațională. E un cataclism preistoric cu umbre de-a lungul întregii istorii umane. Nu putem să spunem că, iată, noi am avut noțiunea de persoană, am descoperit filosofic noțiunea de libertate, o căutăm în continuare în democrațiile moderne și cu asta suntem mai virtuoși și mai umani și mai buni decât, să zicem, exponenții altor civilizații necreștine, asiatice, africane sau din alte zone. E bine, nu. Nu ne-a scutit această zestre filozofico-teologică de violență, de cruzime, de gama de multe ori exacerbată a răutății omenești, care poate să atingă, așa cum știm, culmi la fel de odioase pe orice meridian. Venind încoace, m-am apropiat de mijlocul unei cărți pe care vă recomand. Ian Buruma, Anul Zero, 1945, o istorie care pur și simplu face o cronică detaliată a lumii după al doilea război mondial. În primele luni după încetarea războiului,
când s-a produs planetar o stare de haos, de absența dreptului, de răzbunări între toate grupările care fuseseră antrenate în conflagrația mondială și care arată, dacă mai era cazul, ce vă spuneam adineori, că omul european nu e cu nimic mai bun decât sadicul japonez sau malaezian sau filipinez sau de pe orice alt meridian. Deci n-ar trebui ca această geneză strict europeană a conceptului de libertate să ne hrănească vreun orgoliu al singularității noastre la nivel uman. De altfel, uitați-vă puțin, Franța, pe la sfârșitul secolului XIX, oferă Americii Statuia Libertății. Există una mai mică și la Paris, pe un pod. Da, în orice caz, de atunci încoace, când a fost instalată statuia colosală a libertății în rada portului New York, toți căutătorii de libertate din lume au văzut-o în primul rând pe ea, ca divinitate, ca, mă rog, aspirație încarnată, nu? Suprema valoare căutată de oamenii care își lasă casă, masă, rude, familii, istorii locale și se refugiază, începând cu 1850 până după al doilea război mondial, în Statele Unite. Păi asta într-o țară care a menținut sclavia până în secolul XIX și discriminarea rasială până la mijlocul anilor 60. E o metaforă vie a faptului că există un ecart între prezența alegorică a statuii libertății și limitele oricărei societăți umane în care cruzimea, inegalitatea, persecuția, răzbunarea și alte forțe malefice lucrează din plin. La fel, triada aceasta iacobină, liberté, égalité, fraternité, care a rămas deviza Republicii Franceze până astăzi, nu? E, de asemenea, mai degrabă un vis frumos. Revoluția însă și intrând imediat, prin propria ei dinamică de autodevorare, în logica terorismului iacobin, a celor aproape 40.000 de capete pe care instrumentul civilizat al doctorului Guillotin le-a făcut să cadă în a doua sau a treia zi după ce toată societatea franceză, poate cea mai evoluată în epoca aceea din Europa, a spus nu, de azi înainte libertatea face parte din triada acestor concepte emblematice care vor crea o nouă religie și o nouă umanitate. Nu s-a întâmplat acest lucru. Deci vedem foarte clar că și în societățile creștine pretenția că trăim în mod cu adevărat liber n-a îndepărtat sclavia, n-a îndepărtat discriminările, n-a îndepărtat diferitele forme de terorism social sau de război civil. Aceste maleficii au continuat aproape cu aceeași intensitate. Sigur că eu v-aș recomanda, mai ales celor care vă formați acum o cultură personală, să recurgeți la marile texte despre libertate, prezente din abundență, cu precădere în tradiția anglosaxonă, de la Hobbes și John Locke și până la Hamilton și alții, la John Stuart Mill, toți au scris despre libertate. A existat cam în toată reflexia, începând cu secolul XIX, în toată reflexia filozofică europeană, această temă. E recurentă, e obsedantă, este inevitabilă și cred că e un lucru, mă rog, cel puțin să vedeți cam cum era gândită libertatea, fie din perspectivă juridică, mai mult la unii dintre acești filozofi, în sensul regulii pe care o cunoaștem și astăzi, încercăm să o aplicăm, libertatea mea se oprește acolo unde îți fac ție rău, nu? Trebuie să îi pun o limită și limita stabilă aceasta este cea a interesului pe care celălalt îl afișează în mod legitim. Și totodată, la Hobbes găsiți această viziune, dar dacă vreți, i-aș spune fără foarte multe nuanțe peiorative, mic burgheză. Libertatea ca drept de a fi lăsat în pace, de a
nu fi deranjat în intimitatea ta personală, ceea ce e mai important decât am crede. Sunt în continuare convins că treaba asta, care e complet lipsită de eroism, e de fapt esența unei libertăți funcționale. Spuneam aici, a fost citat acest verset de care se și abuzează: adevărul vă va face liberi. E o întrebare pe care ne-o putem pune împreună și mereu. Ce înseamnă de fapt această făgăduință, adevărul vă va face liberi? În primul rând, asta înseamnă că nu suntem liberi în mod inerent, ontologic, existențial. Nu suntem liberi din start. Libertatea e o condiție la care accezi, nu pe care o posezi. Deci nu e de ordinul lui a avea, ci de ordinul lui a fi. Numai că imediat ajungem, și nu numai în viermuiala gnostică din secolul III după Hristos, să spunem, ci și în societățile noastre de astăzi, la veșnica problemă: da, dar eu înțeleg altceva prin libertate decât înțelegi tu, adevărul meu nu e valabil decât pentru mine, adevărul tău e diferit, tu susții că e vorba de un adevăr obiectiv, mie mi se pare că adevărul tău obiectiv nu e chiar atât de obiectiv. Deci această ceartă permanentă pe definiții, acest scandal sofistic al creierului uman, care e incapabil de consens intelectual. Pentru că aceasta e condiția noastră. Suntem, pe de o parte, hrăniți și născuți din conflict, sunt acum puțin heracliteic, dar, pe de altă parte, suntem victima acestor fragmentări, acestor limite în comunicarea dintre noi, care ne fac permanent să lucrăm cu definiții aflate în coliziune sau în competiție și să nu reușim să ajungem, din fericire, aș spune, la toți în același timp, la același rezultat. Deci este o stare de ezitare gnoseologică în jurul libertății, care mi se pare perfect fertilă. Și e cu atât mai fertilă cu cât adevărul este un proces, este o întâlnire graduală, o descoperire graduală pe care o face mai cu seamă creștinul în căutarea persoanei lui Iisus Hristos. Nu a noțiunii de logos întrupat, nu a abstracțiunilor filozofice elenizante, ci a persoanei. Persoana care este la fel de limitată într-un trup și totodată nelimitată, persoana care este ea însăși adevărul, nu este doar un guru care transmite o gnoză, ci este ea însăși adevărul. Deci, marele scandal pe care creștinismul aduce în istoria intelectuală a omului e tocmai asta. Iată adevărul întrupat. Deci nu mai vorbim de un adevăr descriptibil, analizabil, ca obiect intelectual exterior mie, ci mai degrabă ca persoană aflată în fața mea. Că Hristos te învață diverse adevăruri, că învățătura lui în ansamblu scoate la iveală energie spirituală, curățenie, disponibilitate, iubire și până la urmă mântuire, așa cum o definește creștinismul, asta e altceva. Dar astea sunt derivate din faptul că Hristos este primul și singurul care se prezintă pe sine ca adevăr, ca atare. Nu? Deci, e foarte rațional să deducem că libertatea în accepțiunea creștină este legătura cu Hristos. Nu poate decurge din nimic altceva. Sigur, aici intrăm în drama istorică a divizării dintre creștini, pentru că ne este simplu să proclamăm
monopolul adevărului din punct de vedere confesional, dar asta nu neagă realitatea istorică a faptului că există două mari biserici apostolice, cea romano-catolică și cea ortodoxă, cu diverse variante orientale, și există apoi lumea protestantă cu peste 300 și ceva de denominațiuni, cel puțin înscrise în Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Deci aici întrebarea, bine, bine, mă întâlnesc cu Hristos, El mă va elibera, dar în același timp fiecare îl definește altfel, are altă teologie, are altă antropologie, pune accentele diferit, apar divergențe dogmatice și așa mai departe. Asta este o realitate scandaloasă pe care trebuie să o luăm cu titlul de pedagogie divină. Mi se pare că e singura formulă care poate cât de cât justifica scandalul acestei diviziuni a comunității creștine de pretutindeni. Dar ideea pe care toate confesiunile creștine o cam împărtășesc este că libertatea nu e ca la filozofi, la filozofii antici sau în alte surse orientale sau de filozofie modernă atee, nu este doar dreptul meu de a face orice fără constrângeri, ci e mai degrabă misterul autolimitării, misterul kenozei, adică al deșertării de propria slavă deșartă, adică al renunțării la această perspectivă egocentrică care face din fiecare dintre noi o caricatură divină, până la urmă. Și trebuie să recunoaștem că această umanitate caricaturală este chiar personalul care joacă drama modernității. Niciodată luciferismul acestui ego umflat care se substituie Dumnezeu n-a avut proporții epice atât de copleșitoare. Deci, cred că dacă vrem să înțelegem libertatea creștină, trebuie să începem prin a critica, inclusiv la nivel pozitiv, intelectual, această realitate a omului modern și postmodern, care se pune pe sine în centru a tot. Și să binecuvântăm lărgirea de perspectivă din astrofizica recentă, care în sfârșit ne prezintă un tablou al Universului suficient de vast, de copleșitor, la limita inconceptibilului, cât să ne dezumfle antropocentrismul, moștenit din Renaștere și din era revoluțiilor moderne. Cred că există un potențial de eliberare a unor energii care au fost complet obnubilate, tocmai în faptul că s-a lărgit complet perspectiva cosmologică pe care ne oferă științele tari de astăzi, în special cele astrofizice. Pascal era deja îmbătat și terorizat de contemplarea spațiilor infinite, dar astăzi avem ordine de mărime care într-adevăr ne arată că suntem pe un punct insignifiant la marginea unei galaxii cu totul provinciale și că centrul acestui ansamblu mirific, insondabil deocamdată, nu se află în niciun caz pe Terra. Deci asta e o răsturnare care permite întregii tuturor culturilor din contemporane să pună lucrurile la locul lor, cât de cât. Adică să ne ajute pe toți să câștigăm un plus de libertate lăuntrică bazat pe autolimitare și să nu considerăm că smerenia este lozinca aceea pe care ne-o tot bagă pe gât predicatorii tuturor bisericilor, indiferent care ar fi ei, ci mai degrabă să ne dăm seama că este o șansă de repoziționare ontologică a omului, pentru că avem într-adevăr de câteva decenii doar această lărgire de orizont pe care niciunul dintre înaintașii noștri nu și-ar fi putut-o imagina. Gândiți-vă cum
se vedea pe sine omul într-un univers geocentric. Era automat regele creației și așa mai departe. Astăzi avem o antropologie minimalistă, o antropologie a smereniei inevitabile, a umilității creative care degajă noi energii, care ne permite să ne situăm cu adevărat pe harta generală a universului cunoscut, să ne minunăm odată în plus de capacitatea propriului creier de a investiga și de a raționaliza aceste descoperiri științifice, dar de a rămâne în concluzie cu acest sentiment de fericită neînsemnare, cu bucuria de a te ști într-adevăr mărunt în polifonia acestor spectacole cosmologice aparent nesfârșite. Sigur că asta mi-aduce aminte, pentru că îmi notasem printre alte definiții faimoase și pe aceea lui Joseph de Maistre, unul dintre conservatorii pe care Adrian Papahagi și cu mine îi prizăm periodic, nu-i lăsăm să se umple de praf. De Maistre zice, noi toți suntem legați de tronul ființei supreme printr-un lanț suplu care ne reține fără să ne subjuge. Cred că caracterul palpitant al teologiei creștine cam aici trebuie găsit, în acest paradox al dependenței noastre de o instanță care ne transcende, în deplină libertate. E un contract filial pedagogic între Dumnezeu și om, care ne arată că în mod cert, până și când face prostii majore, copilul uman, ca subiect al pedagogiei divine, este iubit în continuare tocmai pentru că e înzestrat cu această capacitate de a acționa liber. Adică de a nu răspunde la prin constrângere la legătura cu Dumnezeu. De a ajunge singur și de bunăvoie la concluzia că nu e El totul, că nu e El alfa și omega, că nu poartă cu sine ansamblu semnificațiilor posibile, ci că nu e decât un interpret modest al unei drame cosmice de cu totul altă anvergură, pe care are prin rațiunea sădită în el capacitatea de a o înțelege, dar nu de a o schimba în destinul ei final și nu de a îi schimba partitura sau softul, cum am spune azi. Deci, cred că metafora asta lui Joseph de Maistre, legați de tronul ființei supreme printr-un lanț suplu care ne reține fără să ne subjuge, este o bună introducere în spiritul libertății creștine, pentru că despre asta e vorba. Să înțelegi că dependența ta de Dumnezeu e o sursă de libertate. E o sursă de libertate negativă, pentru că tu ai ajuns la Iisus Hristos ca persoană în care s-a întrupat adevărul și care te eliberează, tocmai pentru că te-ai pus pe tine în paranteză. Ai încetat să fii și obiectul și subiectul orgoliului tău și ai devenit un partener al lui Dumnezeu care înțelege lecțiile acestei pedagogii divine. Noi astăzi trăim în societăți galopant secularizate, în care referențialul pur teologic pare extraterestru. În afară de mediile de specialiști, de oameni care studiază în numele unor biserici, tradiția teologică, patristică, biblică și așa mai departe, omul contemporan e tabula rasa, este pur și simplu spălat pe creier, nu mai are niciun fel de cu excepțiile de rigoare, multe în această sală, nu mai are pur și simplu cultură religioasă, elementară. E un fapt.
ne-am trezit într-o caricatură postmodernă de științism vag, cult al rațiunii, totalitarism, deșert spiritual, suntem legați mai mult decât oricând de miturile consumului, ale hedonismului, de viața ca distracție, de societatea ca spectacol, de media, de obligația de a fi luați în seamă, vizibil, de a primi like-uri pe Facebook, de a ne face selfie-uri, de a fi, în loc să revenim la fundamentele oricărei societăți umane armonioase, care înseamnă reală solidaritate, înseamnă autolimitare de dragul binelui comun, înseamnă capacitatea de a te situa la locul tău fără să faci din asta o tragedie. Vedeți că suntem într-o societate în care revendicarea egalitaristă a căpătat note paranoice. Nu mai acceptăm nicio formă de ierarhie a valorilor. Toți suntem la fel de valoroși. Și îi spuneam lui Adrian Papahagi că găsisem zilele trecute un gând al lui Simone Weil, una din filozofele, mă rog, gânditoare cele mai profunde din secolul 20, o afirmație provocatoare la modul rabinic aproape, talmudic, zicea Simone Weil, toate religiile sunt la fel de adevărate. Dar nu spunea sunt la fel de adevărate, nu, fiecare religie este la fel de adevărată. Dar nu spunea fiecare religie la fel de adevărată pentru mine sau pentru tine. Eu sunt budist, tu ești creștin, acela e musulman, avem aici și un shintoist, un animist, vreun jainist, vreun confucianist, nu. Ea spunea asta cu înțelesul că nu am spart enigma pluralității religioase și că asta este, odată în plus, o invitație la smerenie, adică la sentimentul că nu le știm pe toate. Și eu încerc să traduc creștinismul în viața mea personală prin această, nu prin un ecumenism supraconfesional sau interreligios de principiu, ci printr-un fel de acceptare a limitelor mele intelectuale. Pur și simplu îmi dau seama că dacă n-am apucat într-o viață să cunosc în profunzimea cuvenită miriadele de expresii ale tradiției creștine, cum aș putea să judec de sus religia altuia sau misterul lui Dumnezeu, care îți spune foarte clar în locuri biblice inventariate că există o mântuire pentru ceilalți și pentru ceilalți. Că Dumnezeu ar putea, dacă ar dori, să mântuiască și pe unul care nu e botezat. Și Simone Weil, pe care vă recomand iarăși ca printre autorii mei favoriți, e un caz din acesta spectaculos de persoana care, deși a trăit numai 34 de ani, nu s-a botezat, dar l-a descoperit pe Hristos și, descoperindu-L pe Hristos, zic eu că a trăit libertatea creștină, care a făcut, printre altele, inclusiv în caietele ei de la Marsilia, una dintre cele mai profunde interpretări, exegeze ale rugăciunii domnești, Tatăl nostru, și care e un exemplu admirabil de geniu creștin în afara unei biserici. Deci o provocare care este și un imn al libertății omului, pentru că îți arată că cineva poate să-L descopere pe Dumnezeu printr-un soi de har special, chiar în afara structurii instituționale a unei biserici sau a alteia. Eu m-aș bucura să prelungim această expunere într-un dialog direct cu sala. Nu m-am uitat la ceas. Dacă vreți, mă mai pot... Nu, cred că suntem în linii mari în termenii conveniți. M-ar interesa să un dialog direct cu dumneavoastră și cred că el merită să aibă loc, tocmai pentru că
am trecut în revistă, preferând să vorbesc liber, nu să vă livrez de pe Wikipedia 53 de citate care definesc libertatea așa sau așa sau așa, punctând, pentru cine a fost atent, o serie de elemente, mă rog, care până la urmă cristalizează definiția cea mai posibilă a libertății, și mai ales insistând pe ceea ce am numit la început fragilitatea acestui concept, adică faptul că nu e un dat, niciodată un dat dobândit, așa cum caz din har în momentul în care te afli în comuniune cu Dumnezeu, dar păcatul te face să îți alunece piciorul din nou ca pe gheață și să te trezești într-o poziție disgrațioasă, ca un patinator care a eșuat, la fel se întâmplă și cu relația noastră cu libertatea. Nu suntem liberi decât cu intermitențe carismatice. Suntem liberi în măsura în care înțelegem acest raport direct cu Dumnezeu ca persoană. Șansa inegalabilă, incomparabilă a celor care trăiesc în orizontul creștinismului este tocmai asta. Că nu mai lucrează cu adevăruri abstracte, ci stau față în față cu adevărul întrupat. E adevărat că avem libertatea de a-L accepta și avem libertatea de a-L nega, de a ne întâlni sau de a rata întâlnirea cu Hristos. El însuși spune, iată, stau la ușă și bat. Asta este cel mai frumos omagiu pe care Dumnezeu îl face libertății umane. Pentru că nu spune, iată, îți voi sparge ușa sufletului cu toporul. Îți spune, ca un adevărat gentleman, iată, stau la ușă și bat. Nu aș vrea să te deranjez, îți respect intimitatea, știu că ești o ființă pe care eu am creat-o cu toate aceste resorturi și, prin urmare, nu dau buzna. Nu sunt un violator al spațiului tău lăuntric, ci sunt un partener care te cheamă la libertatea pe care ți-o dă iubirea adevărată, de exemplu, comuniunea adevărată, adică toate acele lucruri care ar deveni în modul cel mai sublim banale dacă le-am trăi zilnic. Noi avem, din cauza șocurilor modernității și ale violenței cu care s-a distribuit în lumea occidentală secularismul, avem o jenă de a mai asuma până și identitatea creștină nominală. Ne e rușine să ne declarăm creștini, deși Hristos spune foarte limpede că acela care se va rușina de El va fi tratat la fel, ceea ce mi se pare foarte fair. E odată în plus un semn de domnie a Domnului, ca să zic așa. Ori mie îmi pare pe undeva rău, deși îmi dau seama că e inevitabil, că noi ne vom trezi o nouă conștiință creștină în Europa pe ruinele secularismului excesiv la care am fost expuși, doar pentru că vine peste noi terorismul islamic. Aș fi vrut să nu fie așa. Pentru că asta pare o reacție mecanică, pare o reacție defensivă provocată de un impact exterior masiv care declanșează spaime, frici colective, discursul, viziunea apocaliptice. N-ar fi trebuit să fie așa. Ar fi trebuit ca noi să ne respectăm libertatea asumând și mărturisind identitatea creștină. Așa cum mai fac încă creștinii din Orient. Aceștia care sunt interfața cu islamul și care sunt, dacă vreți, ultima sursă de martiriu din bisericile lui Hristos. Pentru că în democrații martiriul dispare. Ce e martiriu? E mărturia, este libertatea de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Cu pudibonderia noastră secularizată, cu jena noastră față de Dumnezeu, am ajuns, într-adevăr, niște caricaturi de antropocentrism crepuscular,
care nu mai au nici măcar creativitatea genială, polimatică, polimorfă a omului de renaștere, că nu mai avem pe lângă noi, comparați-l pe Damien Hirst cu, sau pe cine vreți, chiar pe Jackson Pollock, cu Michelangelo și Leonardo, nu se poate face o comparație. Omul fără Dumnezeu se sterilizează, se înrăiește, se însingurează, se alienează, se cretă resentiment și agresivitate. Ori, dacă vreți, două războaie mondiale în secolul trecut au fost cu siguranță puse în operă de acest fond al omului care l-a pierdut pe Dumnezeu, în mod definit, mă rog, în mod grav, în mod profund. E o autentică absență lui Dumnezeu din istoria recentă a Europei. Nu este o absență nemotivată sau o absență aparentă. Și aici cred eu că și generația care crește aici, în periferia estică a Europei, la noi, adică, are obligația morală, intelectuală de a relua firul. Adică de a profita de imensa detentă a noilor media și a noilor și a internetului în general pentru a culege informația care să refacă legătura intergenerațională cu tradiția creștină. Pentru că dacă facem pe străzile României un test elementar de cultură creștină, vom vedea că ne lăudăm degeaba cu toate poncifele unui anume ortodoxism rezidual, de tipul ne-am născut creștini, suntem popor creștin, 80% nu știu ce, 79% nu știu cum. Foarte concret vorbind, e o societate care nu prea dă seama de aceste afirmații, pretenții, declarații în sondaje și așa mai departe. Și eu zic că depășirea acestui complex de inferioritate în fața propriei tradiții religioase și spirituale nu trebuie să ducă la fundamentalism, la agresivitate, la întreruperea dialogului teologie-științe, la respingerea străinului, la demonizarea islamului sau la neîncredere în democrație. Poate dimpotrivă o conștiință creștină, un revival creștin în România ar putea, fără îndoială, să potențeze toate aceste lucruri, nu să le pună în criză. Să ne dea tuturor, în primul rând, o bună instalare în modernitatea târzie, să nu mai avem impresia că trăim două vieți paralele. Creștinismul este o chestie aproape clandestină, pe care, de fapt, o maschezi, încerci să o relativizezi, o trăiești sub o deghizare din asta laicistă. Și pentru că, de ce? Avem încă libertate prin democrație. Pentru democrație asta s-a murit în 89. Știu că prea mulți au abuzat de această frază, dar e un adevăr. E la baza libertății de care ne bucurăm o jertfă. Și jertfa asta n-a dat toate roadele necesare. Pentru că a fost destul de rapid sterilizată prin secularizarea asta galopantă, prin provincialismul bovaric al mimetismului occidental, hai să ne occidentalizăm mai repede, sau a fost confiscată de un discurs naționalist religios, care la rândul lui e nociv. Nici pe acesta nu l-aș recomanda nimănui. Eu când mă simt bine, cum mă simt bine în seara asta, sunt cam torențial, vorbesc cu înflăcărare, îmi place să aud cu toată modestia sunetul unei forme de gândire umană și să sper, cel puțin, înainte de a începe cu adevărat dialogul promis, că v-am spus niște lucruri care vă sunt de folos, vă pot cât de cât ghida, vă pot cât de cât orienta pe o hartă mai întinsă, pentru că nu e vorba numai de libertate în
ce v-am spus. Libertatea a fost, dacă vreți, constanta acestei meditații în fața dumneavoastră, dar cred că în secolul 21, de acum înainte, va trebui ca Europa, Occidentul în general, să nu mai repete greșelile pe care le-a făcut, inclusiv atunci când a pus în paranteză propria tradiție și a început să se rușineze de ea. Cred că acest lucru constituie o cotitură. Eu văd un recul al corectitudinii politice ca poliție morală neomarxistă, în media, cel puțin, dar și în rețelele de socializare. Pericolul este extremismul și fundamentalismul creștin, care trebuie categoric dezavuate. Trebuie să găsim moderația, media fertilă, să găsim tonul, muzica reală a creștinismului, care nu poate să ducă la ură, nu poate să ne prostească, nu poate să ne mențină în incultură și în ignoranță. Dimpotrivă, testul pentru autenticitatea unui angajament creștin în orice societate este însăși prosperitatea și libertatea acelei societăți. Vă mulțumesc! Până vă veți ridica, cei care aveți întrebări și vreți să le adresați direct, aș vrea să transmit câteva întrebări domnului Teodor Baconschi. Între timp am putea duce un microfon pe centru, ca cei care vor să întrebe să facă efortul să vină până la mijlocul sălii. O primă întrebare: sub ce formă creștinismul este o religie a libertății, ținând cont de constrângerile pe care le oferă? Cred că am răspuns implicit la acest tip de dilemă când am definit libertatea ca autolimitare voluntară, deci ca experiența smereniei, care te pune în situația de a-ți transcende limitele. Nu există limită depășită altfel decât prin prealabila ei recunoaștere ca limită. Deci, libertatea care te face fericit nu e libertatea de a face orice, pentru că asta e libertatea pe care ți-o sugerează consumismul, ca ideologie și ca mecanism economic și de marketing. Vei fi cu atât mai fericit cu cât vei consuma mai des și mai mult ceva, mărfuri, cu cât îți vei spori în mod artificial nevoile, cu cât vei considera că îți lipsesc mai multe lucruri și că pe tot ce îți lipsește poate fi găsit la un mall. Ăsta e tipul de libertate cantitativă înșelătoare, care nu duce niciodată la stări de prea plin sufletesc și de armonie lăuntrică, nici cu atât mai puțin la libertatea care te face să fii atent la celălalt, să-l apropii de tine, să ai grijă de el, să-l vezi ca pe tine însuți. Deci, sigur că trebuie să faci niște sacrificii ca să trăiești o libertate autentică. Și sacrificiul acela e cel de sine. Nu poți să pretinzi că sacrificând alt... Adică, dacă fiecare dintre noi face acest sacrificiu de sine, rezultatul este o libertate intensificată, potențată la nivelul grupului, la nivelul comunității noastre. Asta e secretul și asta e paradoxul. Dar chestiunea e că trebuie să o facă toți. Și nu poți să o facă toți decât dacă încep cu mine însumi și dacă le arăt celorlalți că se poate. Că această autolimitare este salutară. E benefică. O altă întrebare. Cum conlucrezi cu cineva care constrânge? Cum conlucrezi cu cineva care constrânge? Păi,
Iarăși citez o discuție avută astăzi după aterizare cu Adrian Papahagi. Îi spuneam că îi redescoper pe filozofii stoici, în primul rând pe Marcus Aurelius, care rămâne împăratul meu favorit, ca să spun așa. Stoicii au și o lumină în această dilemă pe care o pune întrebarea, constrângere, libertate. Ei, apropo de teodicee, de fapt, apropo de justificarea răului, spun, răul nu există obiectiv. Există în felul în care îl percepem. Dacă mi se pare că celălalt mă urăște, dar dacă nu mai văd atitudinea lui ca fiind una de ură față de mine, m-am eliberat de răul pe care îl atribuiam. Ăla poate va continua să mă urască. Dar eu de azi încolo nu mai vreau să îi percep atitudinea ca atitudine de ură față de mine și m-am eliberat cu aceeași ocazie de răul pe care îl atribuiam. Vedeți, e un mecanism destul de subtil. Nu? Dacă răul este... Asta nu înseamnă că răul e pur subiectiv. Dar nici nu are consistență ontologică. Deci, depinde cum văd constrângerea. Mâine mă pot hotărâ să văd constrângerea ca pe o șansă de comuniune. Ca pe o invitație la acel micro-sacrificiu necesar pentru ca întâlnirea cu celălalt să devină posibilă. Veți vedea, luați orice caz concret din viața cotidiană și veți vedea că fără această autolimitare voluntară, care e de fapt esența libertății creștine, nu obțineți nimic bun, niciodată un rezultat considerat bun ca atare. Deci, cred că ceea ce într-o logică superficială și egoistă numim constrângere, nu e decât expresia acestui mini-sacrificiu de sine fără de care libertatea de a intra în comuniune cu altul e imposibilă. În seara aș vrea să vă provoc să comentați Deuteronom 30 cu 19. Iau astăzi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. O alegere liberă? Suntem puși înaintea unei alegeri libere? Acum, dacă mă improvizez ca exeget biblic, s-ar putea să fiu dovedit de mai marea competență a multora din această sală. Dar ce-ți spune Dumnezeu? Păi e un îndemn. Iarăși, trebuie să fii mai întâi de acord cu ceea ce Dumnezeu numește viață. Poate că ție ți se pare moarte. Și ai în continuare libertatea să refuzi târgul. Să nu fii acolo, la întâlnire. Să lipsești. Îți dai întâlnire în oraș și nu te duci, de fapt. Ai această libertate. De ce? Pentru că în cadrul unei erori de gândire și de interpretare, ai ajuns la concluzia că ceea ce Dumnezeul acela din Scriptură, care e un interlocutor, e o voce, da? Te înșală, nu ți arată direcția corectă. Nu ești de acord cu El. Ce vă împiedică să nu fiți de acord cu Dumnezeu? Nimic. Nu? Deci, faptul că apare această dualitate care e prezentă și în Evanghelii și în Evanghelii apocrife și în prima patristică și la primii apologeți și în scrisoarea lui către Diognet și așa mai departe, există aceste întuneric, lumină, calea bună, calea rea și mai departe, dualismul ăsta, da, bun, e o metaforă a libertății care înseamnă opțiune, în primul rând. Dar opțiunea ne lasă pe deplin liberi, inclusiv să refuzăm termenii târgului, adică ai contractului, să spunem nu, ceea ce tu numești viață, pentru mine nu e viață. Sigur, vei trăi consecințele acestei lucruri, dar tot pe pielea ta și tot singur. Și tot liber. Există o libertate negativă, o libertate care refuză. Până la urmă, ateismul modern, agnosticismul, probabilismul, care există, mă rog,
îl citez acum pe David Eagleman, probabilismul, toate astea sunt expresii ale libertății românești, omenești, sunt pur și simplu dovezi concrete, negative, ale faptului că putem refuza până și cea mai evidentă expresie a revelației, care e cea dată de Dumnezeu ca personaj central în Evanghelii. Deci ca personaj deja istoric, personaj care nu face decât să vorbească de la orizontala unei societăți istorice în Palestina biblică, secolul 1. Libertatea noastră e amențitoare în raport cu Dumnezeu. Este vertiginoasă, e abisală, pentru că e totală, dar pentru că e în același timp aproximată în permanență de fiecare nouă opțiune, de fiecare nouă afirmație sau negație. Una dintre ele spune așa: puterea marxismului cultural stă în puterea ideilor și a doctrinelor care sunt bine legate și articulate. Care credeți că sunt doctrinele creștine care sunt neglijate și ar avea puterea de a resuscita creștinismul în România și în Europa? Eu vă spuneam că văd democrația cu toate libertățile civice, specifice ei și cu doctrina drepturilor omului ca un fruct istoric al civilizației creștine. Nu văd nicio contradicție sau ruptură între ele. Eu socotesc că, dimpotrivă, de la 1789 încoace, mai degrabă prin abstractizarea metafizică și prin politizarea teologiei, s-a produs o apostazie colectivă în Occident, un fel de ruptură violentă și de aruncare peste bord a ordinii, a ierarhiei sociale și de valori fasonate în celelalte 18 secole de creștinism. Și ceea ce s-a produs în modernitate pe baza asta revoluționară, iacobină, atee, materialistă, a fost, într-adevăr, eliberarea unui potențial uriaș în materie de știință, tehnologie, cunoașterea naturii și a cosmosului, cu prețul unei mutilări, automutilări spirituale fără precedent. Sunt romane de tip Dr. Faustus și așa mai departe, care tematizează această ispită majoră a omului de a obține, ca Dorian Gray, tinerețea veșnică sau geniul creator în schimbul vinderii propriului suflet către forțele întunericului. Da, asta e o realitate de post-Revoluția franceză care exprimă sau desenează, ne ilustrează tot acest luciferism modern. Eu cred însă că nu trebuie să vedem în niciun caz că atunci ajungem la un conflict cu științele, între teologie și știință. Este esențial pentru a renoda sau pentru a revitaliza identitatea creștină a europenilor și a, în general, a occidentalilor în sensul ăsta foarte larg geopolitic, este esențial să armonizăm dialogul teologie-științe, să imaginăm și să practicăm un creștinism urban, postmodern, high-tech, cu tot ce înseamnă oportunitățile pe care ți le dă modernitatea târzie. Nu mai putem trăi un creștinism de catacombă, un creștinism care autorepliat, autist, închis, care nu comunică, care demonizează modernitatea. Dimpotrivă, trebuie să ieșim în largul unui dialog liber între cei care își asumă și cunosc încă tradiția creștină și tot restul contemporanilor noștri din sfera occidentală, în primul rând. Eu visez un reviriment și teologic, un dialog necomplexat între teologie și științe, chiar în România, nu numai prin cărți traduse, ca să zic așa,
Există comunități care nu-și vorbesc. Există prejudecăți care au săpat șanțuri între diverse categorii socioprofesionale. Adică între toți acei oameni care, într-o formă sau alta, ar putea contribui la această primenire a conștiinței istorice, patrimoniale, teologice, spirituale, creștine, inclusiv la noi. Pentru că suntem victima unei inerții ritualiste, a unor discursuri național-triumfaliste care intoxică creștinismul, care îl alterează, pentru că creștinismul este universal. În niciun caz nu este ghetoizat într-o națiune, într-un continent, într-un colț de lume. E universal, se adresează virtualmente tuturor, întregii umanități. Și deci trebuie, dacă vrei să contribui la prezervarea lui și la menținerea acestei vocații universale, da, trebuie să imaginezi și un viitor al misiunii creștine pe glob. La ora actuală asta pare o bizarerie în Europa. Există ordine monahale, catolice și diverse organizații protestante care fac încă misiune în diferite colțuri ale globului, sub pretexte de obicei umanitare. Dar însă și ideea că într-o bună zi ar trebui ca întreaga umanitate să fie creștină, mi se pare politic incorrectă și ne paralizează și ne lasă brusc un gust amar. Ori, asta spun, depinde de noi toți și de generația nouă care se ridică, de cele mai deștepte capete din ea, de oamenii care au vocația profunzimilor, ca acest reviriment să devină posibil. Fără tamtam, fără violență ideologică și cu atât mai puțin pe străzi, dar ca mișcare de revoluție în sfera ideatică. Aici cred eu că nu trebuie să plângem pe mormântul unui creștinism european secularizat iremediabil, ci să vedem că depinde de libertatea fiecărui om din fiecare nouă generație ca această imensă tradiție să continue. De noi depinde treaba asta, de fiecare dintre noi. Puteți pofti. Bună seara. Pot să pun două întrebări? Da, sigur. În primul rând, tot despre problema răului. Cred că sunt cel puțin trei categorii de oameni care fac răul. Cei care fac răul și nu-și dau seama. Cei care fac răul își dau seama și fie se căiesc, fie nu. Și o a treia categorie, care își dau seama, sunt conștienți că fac răul, dar sunt convinși că fac binele. Îl pervertesc ideologic, ca de exemplu talibanii, care au ucis 140 de copii în Pakistan, justificând că le-a făcut un serviciu, împiedicându-i să se pervertească pe mai departe cu educația și trimițându-i direct în rai. Și întrebarea este, există posibilitate de negociere cu cei din a treia categorie sau nici măcar nu merită să încercăm o astfel de negociere și atunci suprimarea ar fi singura opțiune? Eu nu am, da, am înțeles întrebarea și e bună. Nu am memoria versetelor biblice, dar unde spune Hristos apostolilor, când vedeți că nu merge, plecați de acolo și vă scuturați praful de pe sandale. Nu știu, trebuie să mă ajute cineva, dar în orice caz, ăsta e răspunsul. Așa cum, iată, stau la ușă și bat, modelul pastoral e același. Eu, je sais ma tout vent, cum spunea deviza la rusului pe vremuri. Eu răspândesc semințele, pe ce sol cad, nu mai e problema mea. Dacă văd obtuzitate, agresivitate, persistență perversă într-un rău violent, nu trebuie să chem neapărat exorciști sau să, nu știu, să mai fac un film din seria respectivă, ci pur și simplu să nu mai pierd vremea. Timpul este kairotic esențial, este important. Nu poți să îți pierzi vremea cu cauze pierdute, cu cauze închise, cu obtuzitatea iremediabilă a unora. La fel, noi trebuie să ne pregătim inclusiv la nivelul mentalului colectiv cu legitimitatea, cu nevoia de a regăsi legitimitatea războiului defensiv. Suntem în război. De ce să nu recunoaștem?
Deci cu islamul fundamentalist incapabil de modernizare, de dialog interreligios, de civilizare internă în societățile pe care le modelează, aici suntem într-o aporie, suntem într-o fundătură și trebuie să vedem cum facem să ne apărăm. Cu toate mijloacele legale pe care, și legitime pe care ți le dă un război de apărare. Și, încă o dată, eu sunt un intelectual creștin care are câteva elemente menite să-i întrețină admirația față de islamul clasic, față de o serie de mari întruchipări culturale, artistice, în artele minore, în poezie, în arhitectură ale islamului clasic. Nu spun că, dar ce văd azi? Văd ratarea proiectului de inserare a islamului în modernitatea pe care Occidentul creștin a globalizat-o. E o disjuncție, e o dislocare, e un șoc intercivilizațional. Îmi pare rău, dar nu văd nici de partea cealaltă voință politică de dialog. Există o dedublare de tip, o duplicitate din asta, nu știu dacă e asiatică sau nu aș pune etichete aici, dar în orice caz, n-avem cu cine vorbi. Nu prea avem cu cine vorbi. Există o elită care... o elită islamică, mă rog, care predică pacea, înțelegerea și mai departe, vedem însă că nu sunt în stare să-i țină pe ei lor, să-i educe în așa fel încât să nu acționeze asasin. Nu? Deci, asta e o problemă cu care eu cred că generația următoare se va confrunta inevitabil. Și trebuie să ne aducem aminte că n-au existat doar cruciadele, deși cruciadele la rândul lor spuneau, stați puțin, trebuie să eliberăm Sfântul Mormânt. Deci, ne-au ocupat, ne-au invadat locurile sfinte și nu facem decât să le eliberăm, așa că și cei care prezintă cruciadele ca pe un jihad creștin se înșală. Erau și ele o formă de recuperare, adică de apărare până la urmă. Da, și a doua întrebare ar fi dacă Europa a refuzat să-și asume discursiv originele iudeo-creștine. Cel puțin în tratatul constituțional. Da, exact, da. Despre asta e vorba. Există posibilitatea că această ofensivă secularizantă, ca să-i spun printr-un eufemism, să fie impusă și la nivelul altor state membre, deci cum ar fi, de exemplu, în România? Nu cred în asta. Există, în primul rând aș vrea să vă spun ca unul care cunoaște destul de bine Europa Occidentală, pentru că am și trăit ani de zile în diverse țări din această parte a continentului nostru. Stereotipul deșertului spiritual de acolo trebuie respins. Există un creștinism cât se poate de frenetic, de viu, de divers, de creativ, doar că nu e mediatizat. În mainstream e altceva. E divertismentul, e consumul. Bun. Dar asta nu înseamnă că n-ai jumătate de Franță catolică, practicantă, cu familii creștine puternice, cu mulți copii, oameni care... sau că n-ai studii creștine, ediții de texte patristice, că nu ai o erudiție creștină în plină efervescență academică. Nu trebuie să lucrăm niciodată cu reprezentări de-astea sumare. La noi trăim o renaștere, ba ortodoxă, ba un revival neoprotestant, ba nu știu. Occidentul, în schimb, este mort din punct de vedere spiritual. Nu. Trebuie să-i găsim, să avem ingeniozitatea, generozitatea, curiozitatea de a-i descoperi pe creștini, pe frații noștri creștini din toată lumea occidentală. Pentru că vă spun, sunt predominanți, doar că sigur, dacă zapezi cu telecomanda pe principalele televiziuni din programe și așa din orice stat european, o să ți se pare că creștinismul lipsește. Nu e deloc așa. În viața reală a acestor societăți, foarte multe, de fapt, tot ce le mai ține în țâțâni, tot ce le mai dă raționalitate, decență,
moderație autentică, toate astea țin de un creștinism viu, care există și în acele societăți, nu numai la noi. Nu avem monopolul niciunei renașteri. Două întrebări care sunt aproape identice. Cum ați defini relația dintre Hristos și libertate sau care e legătura dintre Hristos și libertate? Avem un parter de gânditori abstracți. Deci numai întrebări din astea de examen de teologie dogmatică. Da. Ceva mai clujan, mai, nu știu, mai din mănășturi, din ceva. Nu. Da. Mă simt într-o postură magisterială, într-o impostură magisterială. Și nu pot să dau răspunsuri la teme atât de pretențioase. Da. Încă o întrebare. De ce sunt considerate ca fiind acte libere, trăirea în libertate, fapte, acțiuni, care mai apoi toate acestea te duc la mustrări de conștiință? Pentru că diavolul e teolog. Da. Mă rog, am văzut că ați înțeles ce vreau să spun. Da. Încă o întrebare și dacă mai are cineva din sală. Vorbim foarte des despre toleranță. Cum vedeți aceasta în contextul creștin vis-a-vis de libertățile Europei sexuale? Mie nu-mi place cuvântul și asta din motive de istoria lui, ca să zic așa, că prefer, să zicem, îngăduința. Îngăduința e o formă de iubire până la un punct, în sensul că te acomodezi tot printr-o mică jertfă, cu diferența pe care celălalt o prezintă, dar, pe de altă parte, e și premisa laxismului, adică nepăsării, până la urmă, față de lucrurile importante. Nepăsarea este o formă de apostazie în anumite situații. Dar, apropo de libertatea prost înțeleasă ca emancipare orgiastică, într-un fel de generalizare a pornografiei ca destin ultim al omului, nu sunt de acord cu această perspectivă care umilește nu doar femeia și care sărăcește ontologic, existențial, până la urmă și stilistic, estetic, frumusețea iubirii adevărate, frumusețea iubirii care duce la jertfa părinților pentru creșterea copiilor, frumusețea solidarității dintre soți, orice ar fi. Cred că nu e întâmplător că această revoluție sexuală de emancipare a generației din 1968, care a avut loc de la Woodstock și din campusurile hippie californiene până în Nepal, sau pe unde s-au mai dus cu micile lor broscuțe, înflorate. Da, îmi place muzica etapei, dar nu îmi place contextul ideologic în care s-a petrecut această dezlănțuire, pentru că contextul era maoist, trotskist, comunist până la vârful unghiilor și numai niște oameni care nu au trăit comunismul real puteau să îmbrățișeze cu atâta veselă irresponsabilitate juvenilă niște ideologii și viziuni despre societate și om atât de criminale, atât de toxice, atât de genocidare. Deci e o neînțelegere, a fost propagandă sovietică, a fost rock'n'roll-ul care împreună cu drogurile ușoare a destupat niște canale, că într-adevăr și noi astăzi, chiar dacă suntem în ASCOR, asta e Asociația Tineretului Ortodox, mi se pare că puritanismul, din toate punctele de vedere, a generației imediat postbelice, anii 50, era puțin depășit. Nu l-am mai vrea pe De Gaulle, nici noi, cât a fost de mare, înțelegeți ce vreau să spun.
Mai 68 pe malurile Senei a adus un semnal de peste ocean, o generație care a vrut să ajungă la, să dilate spațiul libertății. Aici au apărut tot felul de ambiguități, tot felul de cai troieni, tot felul de viruși. Dar putem face la par de șoză, adică să separăm odată în plus ce este acceptabil în această emancipare necesară a omului modern și postmodern și ce este degradat și deplorabil în excesul care a însoțit această emancipare. Pentru că, până la urmă, eu sunt destul de optimist, să vă spun de ce. Uite, și la noi, ca peste tot în Estul postcomunist, e o generație care chiar a fost liberă în sensul ăsta, domne, fac ce vreau. Vechile structuri represive au fost cel puțin 15 ani inhibate, au tăcut, s-au băgat în colțuri. A apărut o cascadă de experimente sociale, de călătorii, de destupări, de schimburi de idei, de traduceri de cărți. Deschiderea pe care prin care a trecut România ca societate în 25 de ani, asta este uriașă. Și cu toate astea, mie nu mi se pare că noua generație, să zicem, hai să spunem toți cei născuți, de fapt, după comunism, undeva în anii 90, nu mi se pare că e indecentă, că este obsedat pornografică, că este obscenă, că este delirantă în iconoclastia ei antitradițională. Nu cred. Dimpotrivă, e clar că lumea a văzut repede, a experimentat, a simțit mirosul de cenușă și gustul de cenușă a unor fundături. Pentru că libertatea asta definită așa, la modul idolatru, e limitată spiritual și metafizic. Este nesatisfăcătoare pe termen lung, pentru că se bazează pe circularitate, pe repetiție. Și eu cred că avem totuși o tânără generație vaccinată din punctul ăsta de vedere. Adică, dom'le, cum spune Pavel, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Revenim la această vorbă formidabilă. Referitor la libertate și principiul egalității de șanse atât de proclamat în interiorul comunității europene, care considerați că ar trebui să fie politica defensivă în interiorul comunității europene pentru prevenirea eventualelor episoade de terorism islamic în următoarea perioadă? Da. N-are nimeni o rețetă și n-ai ce să faci cu un dement care se detonează unde are chef pentru că profită de libertatea noastră de mișcare ca europeni. Ce să-i faci? Oprești acum, faci filtre și înainte de check-in la un aeroport, o să se mute pe linia de taxiuri. Dacă te duci acolo, merge mai departe, nu știu. Deci, aici ceea ce contează în primă instanță este ca responsabilii politici, și anume miniștrii de interne și ai justiției, să vină cu un plan de măsuri, pentru că instrumente juridice, legale, avem, voința politică lipsește. Nu poți să îl auzi pe directorul Europol anunțându-te ca fapt divers, că în fluxul de imigranți din Siria sunt 5.000, au intrat în Europa 5.000 de militanți ISIS. Păi dacă îi știe, îi are fișați, de ce nu îi extrage de acolo? De ce nu îi izolează? Deci, va trebui ca opinia publică, păstrându-și decența, să preseze sistematic guvernele pentru a veni cu soluții, nu cu momente de reculegere și cu lacrimile doamnei Mogherini de la Aman. E nevoie de mai mult decât atât, de o forță de reacție, de prevenire, de o tratare a cauzelor și la sursă.
și de o coordonare politică reală, pentru că e vorba de legitimă apărare colectivă. Din momentul ăsta suntem, într-un fel sau altul, în război. Există și ispita populistă a unor lideri de a suprareacționa, de a lua măsuri spectaculoase pentru 3 zile. Nici asta nu e o soluție. Trebuie să ne obișnuim cu riscul ăsta pe termen lung și să cerem democratic guvernelor noastre o strategie de apărare colectivă, pentru că există și expertiză de la Washington, Londra, până unde vreți, și servere unde ăștia sunt fișați, și posibilități tehnologice de a fi monitorizați în pregătirea acestor atentate și mai departe. Trebuie să înceteze și laxismul polițiilor care stau și îi mângâie și pe cap și tot ocolesc și tot să codesc, să-i aresteze și așa mai departe, să nu le strice freza. Și chestia asta trebuie să înceteze, pentru că altfel cetățenii Europei se vor secreta extremism politic. Vor secreta partide care o să spună, o să auzim, Doamne ferește, din nou, în capitale europene, în campanii europene, ce? Teme naziste? Teme fasciste? Nu ne trebuie așa ceva. Ne trebuie să salvăm democrațiile europene, dar nu putem salva dacă mainstream-ul democratic este bleg, ezitant, laș, sau pur și simplu ne îmbrobodește cu niște lozinci, aprindem niște lumânări într-o piață, până la viitorul atentat. O întrebare nu din Mănășturi, din Mărăști. Mai rău ca și Mănășturul. Aș vrea ca să revenim puțin eventual de pe scena geopolitică puțin la tema din seara asta. Unul dintre, un teolog puritan, care ați amintit aici, spunea că tot ceea ce vedem noi în lume, războaie, conflicte, probleme sociale și așa mai departe, sunt doar simptome. Astea sunt simptomele unei boli sau unei probleme mult mai profunde, și el îi punea o etichetă, un nume, și spunea păcat. Și identifica rădăcina tuturor problemelor pe care noi le vedem în societate astăzi ca fiind păcatul. În contextul temei pe care am dezbătut-o și pe care ați dezbătut-o în seara aceasta, care e relația dintre Hristos și libertatea? De ce? Deci, de ce fug? Care e lucru care mă ține prizonier dacă am nevoie de Hristos ca să fiu eliberat? Și dacă nu cumva doctrina asta a eliberării, care a produs o trezire, că ați amintit cuvântul revival, în biserica primară, care a împânzit tot Imperiul Roman, nu cumva ar fi una dintre soluțiile prin care creștinismul astăzi să aibă impactul, să zic, nu care l-a avut atunci, dar măcar un impact asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în biserica primară. Da. Bun, acum vă contrapun o întrebare. Dacă nu mai suntem creștini, ce suntem? Că sunt ideologii agnosticismului, a pozitivismului științific, a neopozitivismului. Sociologii, marxizanți sau nu, vorbesc despre o societate post-creștină. Și what's next? Vrem să știm ce suntem. De fapt, nu putem să nu fim creștini. Pentru că și conceptul unei societăți post-creștine e aberant. Este o lipitură, o formulă de tranziție către ce? Sesizați contradicția în care se află cei care ne propun post-creștinismul. Ce e aia post-creștinism? Nu înțelegem. Nimeni nu... Deci sunt doar niște stratageme retorice menite să împingă lumea spre ce? Că nu e clar nimănui. Confuzia în care trăim e legată și de aceste post. Post-modernitate. Post-creștinism. Post-istorie. Post-ideologie. Post-capitalism. Post-liberalism. Bun, ne-am săturat de atâtea prepoziții care ne împing către o zonă absolut indeterminată, fără
fără substanță. Pe de altă parte, că spuneam, elogeam cunoștințele teologice ale diavolului, hamartologia, care e doctrina creștină despre păcat, s-a demodat. A trecut în psihanaliză, în terapii, în științe cognitive, în neuroștiințe, în tot ce vreți. E pariul și provocarea teologilor creștini din toată lumea. Cum reoperaționalizăm intelectual noțiunea de păcat? Că sună anacronic. Au reușit, pentru un val de discursuri secularizante, să demodeze noțiunea de păcat. Când vorbești acum de păcat, așa, nu știu, ai un aer ieșit în timp, așa, zici, dom'le, ăsta de unde vine? De unde? Din 1800? Din 1500? Aici avem o problemă. De vocabular, de semantică, de creativitate teologică, de dialog cu lumea așa cum e ea azi. E o problemă și de apologetică, de apărarea credinței. Pentru că am reușit să, nu știu, să desemantizăm niște cuvinte cheie. Dacă tu nu mai poți folosi vocabularul de bază al creștinismului fără să ai să dai sentimentul că ești, cum spuneam, anacronic, ai o mare problemă. Și aici nu poți să ceri o rezolvare la adversarii credinței creștine. Trebuie să o găsești tu, să o găsim noi, adică. Și mi-e teamă că și compromisurile formale pe care teologia le face cu marxismul, cu psihanaliza, cu terapiile astea, cu ce vreți, de fapt, nu sunt ce trebuie. Nu trebuie să ducem creștinismul viu în modernitatea târzie prin mimetism, prin adaptare, prin compromis permanent, ci altfel. N-a venit încă acel altfel. Nu e produsul generației noastre. Noi am tatonat niște compromisuri. Am încercat să fim trendy, să lipim teologia de diverse isme care structurează imaginarul colectiv postmodern, ca să nu rămână în urmă. Dar teologia vine totdeauna din viitor. Nu vine din trecut. Din trecut e o memorie creștină, care presupune anamneza, inclusiv euharistică, și mai departe. Dar teologia trebuie să fie avangarda umanității. Trebuie să ne spună, de pildă, ce e aia post-creștinism. Ok. Să ne spună și ce urmează, de fapt. Cu alte cuvinte, s-a veștejit în noi, pentru că nu mai avem calitate și constanță în experiența vieții creștine, s-a veștejit simțul profetic. Ori avem profeți de mucava, profeți de circ, entertaineri, exaltați, tot felul de oameni care atrag atenția, dar nu-ți dau sensul lucrurilor, ori sunt oameni care, nu știu, s-au repliat, sunt oameni ai secretului, oameni ai ascezei, în izolare, în anonimat, nu știu unde sunt profeții. Pentru că biserica însăși trebuie să aibă o conștiință profetică, adică să fie totdeauna în avangarda umanității. Dacă aleargă să modernizeze noțiunea de păcat ca să o facă acceptabilă, în dezbaterile chic, atunci are o problemă. Perspectiva, oarecum, valul ăsta de emigranți în Europa, vin într-o societate creștină, da, Europa creștină. Cum explicați dumneavoastră diferențele și de percepția lor de către Europa Occidentală față de Europa Orientală? Aici includ de la Ungaria încoace. De ce sunt atât de mult respinși de către noi esticii și de destul de lejer acceptați de occidentali? Cred că există un umanism laic, socialist, așa, care se bazează pe culpabilizarea Europei Occidentale și a istoriei sale, care îți spune pe grila corectitudinii politice că de la cruciade și inchiziție până la cine vreți, vânătoarea de vrăjitoare din Statele Unite, secolul XVII,
Creștinismul n-a făcut decât un șir de crime oribile de care e bine să scăpăm și să nu ne mai aducem nici măcar aminte. Deci asta e teza. Pe fondul ăsta e mai bun ca la în Constantinopol, asediat de turci. Preferăm turcii decât să ne cucerească pălăriile de cardinal catolice. Deci și aici e o orbire de genul ăsta în care nu vezi că înainte de haină e cămașa și că ai tăi sunt dincoace și dincolo, în Europa creștină, care e un tot civilizațional. Chiar dacă are mai multe expresii confesionale, diverse stadii de dezvoltare, că și în societatea românească. Unii trăiesc la 1800, unii la 1900, unii au rămas în 1950, unii în 1980, alții au ajuns până anii 90, unii sunt în 2016 și foarte puțin în 2025. Dar asta e și Europa, tot așa. Europa, 28 de state, nu știu câte limbi, culturi, fracturi confesionale, expresii culturale diferite. Bun. Dar noi trebuie să ne apărăm ca ansamblu în fața. Deci, până la urmă, dăm la o parte socialismul ăsta care îi face pe unii europeni să adore islamul, să devină islamofili, când nu e cazul deocamdată. Că ai și libertatea ca cetățean european în democrații funcționale să te convertești la islam. Dacă chiar atât de mult îl iubești. Se poate. Au fost și mari spirite. René Guénon și alții care au trecut la islam. Unii au zis pentru că nu cunoșteau ortodoxia. Dar asta e și un elogiu și depinde, e echivocă explicația asta. Dar fapt este că socialismele astea, umanismele laicizate radical, duc la aberații de tipul ăsta, pentru că e normal, este organic, este logic să ne apărăm noi în cadrul acestei civilizații. Pe de altă parte, suntem într-un paradox, pentru că războiul nu mai e clasic, nu e cu tancuri și nu mai poți să spargi globalizarea cu integrările ei intercontinentale. Nu mai poți. Cum arată o Europa? Lăsând la o parte că avem granița de sud în Mediterana și că sunt mii de insule și așa mai departe. Dar cum arată o Europa ca cetate închisă, ca cetate asediată? Cum ar arăta? Garduri de sârmă ghimpată, mitraliere, câini, lupi. Cum? E greu să ne imaginăm așa ceva, nu? Deci va trebui mai degrabă tratate punctual aceste celule teroriste, că ăștia sunt cei care pun la cale și execută atentate teroriste care dau peste cap viața acestui colț liniștit și super civilizat de lume, care e Europa. Ei trebuie loviți, ei trebuie izolați, ei trebuie pedepsiți legal când se poate. Dacă nu, dar oricum, represiunea trebuie să fie pe măsura violenței pe care o exercită, într-un principiu de echitate legală. Poate mai e altcineva, că dumneavoastră a spus deja două. Uite, domnul. Dacă îmi permiteți o întrebare de la țară. Există libertate în lumea animală? În lumea animală, nu. Da. Așa. Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți. Importanța jocului de societate în manifestarea libertății. Importanța jocurilor de societate, da. Societate în manifestarea libertății. Da. Păi, însuși faptul că există un homo ludens, căruia un istoric al culturii olandeze a dedicat un celebru eseu, Huizinga, da, homo ludens există, e o ipostază a omului, suntem ființe care se joacă, joaca este o expresie a libertății fundamentale cu care suntem înzestrați, și e... Nu văd, aici dansăm pe o evidență. Nu văd jocurile de societate. Ce înțelegeți prin jocuri de societate? Nu video game-urile sau... Nu. Deci, dacă vedeți vreo legătură în jocurile din ziua de astăzi cu jocurile, să zicem, de altă perioadă, dacă jocurile ajutau omul să facă alegeri și dacă există o mică paralele între joc și viață, dacă au importanță jocul,
Da, e fundamentală, pentru că jocul nu face decât să ritualizeze situații umane exemplare, să ne pună în situații strategice, de alege, nu doar jocurile strategice, de tip Go sau șah, dar această... Orice joc este un soi de metaforă a condiției umane. Și cine joacă, se face că imită viața, deci e o legătură mentală, cognitivă, între situația omului care se joacă și situația de viață a omului care se joacă. Mulțumesc! Mulțumim frumos domnului Teodor Bahonski pentru prelegerea din seara aceasta și pentru răspunsurile date la întrebările noastre. Încă o dată, mulțumim că ați venit la Cluj! Mulțumesc!